Dumnezeu să vă binecuvânteze și bine ați venit la casa lui Dumnezeu. Bine ați venit în prezența lui Dumnezeu. Voi sunteți deja în prezența lui Dumnezeu. Doar că vedeți dumneavoastră în dimineața asta, există o diferență între a declara prezența lui Dumnezeu și a experimenta prezența lui Dumnezeu. Există o diferență între a recunoaște că pretutindeni Dumnezeu este, pretutindeni Dumnezeu lucrează, pretutindeni Dumnezeu își manifestă suveranitatea, autoritatea. Dacă plouă, pentru că Dumnezeu îngăduie ploaia. Dacă ninge, Dumnezeu în control. Dacă e soare, dacă e vreme bună. Dragii mei, în biserică noi avem nevoie de ceva. Ca un program, nu știu, ceva să fie reușit. Stai și m-am gândit, Doamne, oare ce ar trebui să facem astăzi? Ce ar trebui să întâmple astăzi aici? Ce ar motiva pe frații mei, surorile mele? Ce ar putea scoate poate din anumite stări? Știți care e răspunsul? Luca 11 cu 13. Dragii mei, e un răspuns simplu și uitați ce spune Sfânta Scriptură. Dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, Cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce-L cer. Dragii mei, noi nu suntem biserica ortodoxă care să vă băgăm în rai, să vă scoatem din rai. Noi nu credem că preotul sau, dacă vreți, slujitorul hirotonisit are puterea supremă de a vă influența viața. Cred că există o putere de a influența prin, nu știu, prin muzică, prin atmosferă, prin îndemnuri, prin predică. Da, Dumnezeu lucrează prin toate acestea, dar știți la ce concluzie am ajuns? Dacă nu vrei, oricât de mult ai fi tras, la un moment dat, tot nu mergi în direcția aia. De exemplu, astăzi când veneam cu Sophie, am pus-o pe jos, dar am dus-o în braț, am pus-o pe jos, deja mă dureau mâinile și am pus-o pe jos să meargă și nu-a vrut, nici cum nu-a vrut. Nu, am luat-o de mână și când s-o iau de mână, pentru că nu voia, s-o și împiedicat și-o și tras-o așa vreo 20 cm, mai mult nu. Și mi-am dat seama că poate așa e cu mulți dintre noi. Frații mei, vreau să vă îndemn ceva. Nu mai accepta să fiți trași și să aștepta să fiți trași de oamenii din față, ci lăsați-vă trași sau atrași de Duhul Sfânt. Asta e dorința noastră. Pentru că, frații mei, știți, biserica sau mi-a zis cineva odată și mi-e greu uneori să accept asta, când vii la biserică și ora de rugăciune, nici n-ai mai avea nevoie de îndemnuri. Țineți minte când dădeam îndemnuri de 10 minute, ne rugam un minut. Nici n-ai avea nevoie de îndemnuri. De ce? Pentru că atunci când s-ar fi oprit cântarea, pentru că ești în prezența lui Dumnezeu, ar trebui nici să nu ne mai ridicăm aici să dăm îndemnuri, ar trebui să ne continuăm rugăciunea, ar trebui să fim într-o... De ce? Pentru că Duhul Sfânt face asta. Și aș vrea în această dimineață, chiar dacă o să poate o să mai fie îndemnuri, aș vrea în dimineața asta să-i dăm loc Duhului Sfânt. Asta aș vrea să fie rugăciunea noastră. Ascultați-mă, Tatăl nostru cel din ceruri vrea să ne dea Duhul Sfânt. De asta avem nevoie. Avem muzică bună, avem îndemnuri, avem atmosfera bună, avem predica bună, avem biserica potrivită, avem cadrul cel mai familiar, cel mai prietenos pentru noi, suntem într-un loc confortabil, avem tot ceea ce ne trebuie în locul acesta, dar ascultați-mă, nu doar mediul ne influențează sau nu doar asta ar trebui să ne influențeze, ci Duhul Sfânt. Și aș vrea momentele astea să te invit, să te provoc. Hai să ne ridicăm în picioare și hai să rugăm pe Duhul Sfânt să ne provoace în dimineața asta. Roagă-L pe Duhul Sfânt să te provoace. Nu știu, poate tu ești obișnuit într-un tip de închinare. Nu știu care e tipul tău de închinare. Nu știu care sunt preferințele tale muzicale. Nu asta ne interesează aici. Aici ne interesează ca singurul care să fie glorificat, singurul care să fie împlinit, să nu fie omul, să fie Dumnezeu. Aici ne dorim ca singurul care să zică, da, m-am simțit bine la biserică, să nu fie omul, să fie Dumnezeu. Și asta și dacă trebuie să stăm 3 ceasuri pe genunchi, stăm dacă lui Dumnezeu îi place asta. Dacă trebuie să stăm 3 ceasuri în picioare, stăm dacă lui Dumnezeu îi place asta, dacă trebuie să strigăm până când mergem acasă și bem ceai și nu mai ne trebuie mâncare, nu ne mai trebuie supă, strigăm dacă lui Dumnezeu îi place asta, frați și surori, aici n-am venit să ne împlinim pe noi, aici am venit să-L împlinim pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea să fim închinători, nu doar în duș și în adevăr, închinători ca o jertfă vie. De ce? Pentru că spune că noi ne aducem viețile noastre, trupurile noastre ca o jertfă vie,
sfântă și plăcută lui Dumnezeu. În dimineața asta vreau să vă îndemn la ceva. Hai să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze. Hai să-i spunem împreună Duhului Sfânt: Duhule Sfinte, lucrează Tu, călăuzește-ne Tu. Duhule Sfinte, ia-ne Tu în primire în programul acesta. Fă ceva special cu viața mea. De când ai mai plâns în rugăciune? De când ai mai simțit cercetare în rugăciune? De când cântarea nu mai coborât în inima ta? De când închinarea nu mai fost o închinare liberă și să nu-ți mai pese de nimeni? Știți cine poate să facă asta? Nu eu, nu noi, nu atmosfera. Asta face Duhul Sfânt. Dar ascultă-mă, Duhului Sfânt trebuie să deschizi ușa. De aceea aș vrea ca în dimineața asta să spunem Duhului Sfânt: Duhului Sfinte, vino, lucrează, umple-ne, atinge-te de noi. Vrem să experimentăm ceva nou. Vrem să experimentăm putere. De aceea, iubită biserică, hai să intrăm în rugăciune în care lăsăm pe Duhul Sfânt să ne ia El, să ne poarte El în închinare, să ne ajute El să privim cântarea altfel, să ne apropiem de Duhul Sfânt și El se va apropia de noi. Haideți să intrăm în rugăciune. Chemăm peste viețile noastre și peste biserică prezența Duhului cu putere și noi să umblăm în prezența asta, să ne bucurăm de asta. Haideți să intrăm în rugăciune cu toții.
Dragii mei, de obicei când atmosfera e mai apăsătoare, am învățat un lucru, trebuie să mă rog, să mijlocesc, da? Acum Duhul Sfânt mi-a zis altceva. Nu te ruga tu, lasă-i pe ei să roage. Pentru că, frații mei, uitați-vă la dumneavoastră, au fost bine săptămâna asta și când ați venit aici, cei mai mulți, n-ați mai simțit nicio pasiune. Poate cei mai mulți când ați venit aici ați simțit niște oboseli, niște stări. Poate cei mai mulți când sunteți aici n-aveți nici măcar o așteptare de la Iisus. Niciuna! Poate cei mai mulți când ați venit aici ați așteptat, poate o să se rezolve problema mea acolo, poate cei mai mulți sunteți axați pe problemele dumneavoastră, dar ascultați-mă, în dimineața asta Dumnezeu vrea să ne ia privirea, să o ating, să o țintească spre El. Și ascultați-mă, nu trebuie să mă rog eu ca să înlăturăm duhurile, ca să înlăturăm presiunea demonică. Dumnezeu vrea ca în această dimineață biserica să roage. Și ascultați-mă, e luptă. Dacă, dragii mei, cineva crede că dacă am postit o săptămână, lucrurile o să meargă super și nu o să mai avem parte de luptă, să înșală, după săptămâna aceea în care am postit și ne-am rugat, știți ce am făcut noi ca biserică? Am declarat război împărăției întunericului și războiul ăsta când îl declari, ai o siguranță, când ai declarat război, ești în război. Astăzi biserica e în război. Astăzi nu-i doar trupa de închinare, astăzi nu-s doar eu, astăzi nu-i doar fratele Adi în războiul ăsta. Astăzi e biserica. Știți ce ne va da biruință? Rugăciunea. Și ascultați-mă, frați, surori, hai să mustrăm duhurile de peste noi. Duhurile de apăsare, duhurile de oboseală, duhurile astea de durere. Hai să începem să ne războim cu ceea ce se războiește împotriva noastră. Nu v-a sătura să fiți robi? Nu v-a sătura să spuneți, pe vremea mea era putere? Nu v-a sătura să nu mai avem putere? Știți ce ne fură puterea? Diavolul. Și diavolul trebuie să plece de aici. Diavolul trebuie să plece de aici în numele lui Iisus. Diavolul trebuie să plece de peste viața ta în numele lui Iisus. Pentru că tu ești pecetluit cu numele lui Iisus. Diavolul trebuie să plece din biserica aceasta. Pentru că biserica aceasta a fost răscumpărată cu sângele mielului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Diavolul trebuie să plece din mintea ta. Pentru că în mintea ta trebuie să fie stăpân Hristos în numele lui Iisus. În numele lui Iisus te îndemn în dimineața asta să te lupți în rugăciune. În numele lui Iisus poruncesc vorbirii tale în alte limbi să se activeze. În numele lui Iisus blestemele să plece de peste viața ta. Duh care te împotrivești, în numele lui Iisus pleacă de peste frații mei. Duh de curvie pleacă de peste frații mei. Duh de băutură pleacă de peste surorile mele. Duh de curvie pleacă în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret luăm locul acesta pentru Dumnezeu. Și Doamne Dumnezeule, în locul acesta, în numele lui Iisus, se eliberează bărbații captivi, Doamne Dumnezeule. În numele lui Iisus eliberează surorile, eliberează-ne, Doamne Dumnezeule, în locul acesta de orice presiune. Și iubită biserică, haide să luăm locul acesta, haide să câștigăm orele astea pentru Dumnezeu, haide să ne luptăm ca Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu să ne elibereze, Dumnezeu să ne ridice din stările noastre, Dumnezeu să lucreze cu putere, cu semne și cu minuni în biserica noastră. Și nicio presiune să nu mai fie peste noi, nicio apăsare demonică în numele lui Iisus.
Să fie Domnul. Aș vrea să ne punem o întrebare în această dimineață. Care este cea mai mare problemă din viața noastră?
Pentru că, vedeți, avem diferite probleme. Avem poate probleme de tip financiar, nu ne ajung banii. Avem poate probleme de tip emoțional, poate de tip fizic, avem o boală. Dar aș vrea să lăsăm toate aceste probleme și să ne concentrăm asupra cea mai mare problemă din viața noastră, care este problema păcatului. Și din cauza acestei probleme venim la biserică și nu ne putem închina. Încercăm să ne rugăm, încercăm să intrăm în prezența lui Dumnezeu și nu putem din cauza păcatului din viața noastră. Și ceea ce vă îndemn în această dimineață este să ieșim din această stare de păcat, să ieșim din Babilon, pentru că spune Isaia 52 cu versetul 11, așa. Spune, plecați, plecați, ieșiți din Babilon, nu vă atingeți de nimic necurat, ieșiți din mijlocul lui, curățați-vă cei ce purtați vasele Domnului. Aici este o chemare urgentă, este ceva ce trebuie să facem urgent, este ceva ce nu mai putem aștepta, pentru că noi purtăm vasele Domnului, noi trebuie să ne păstrăm curați, noi nu mai suntem vasele diavolului, chiar să lucreze noi cum vrea el, ca să purtăm mizeria acestei lumi, ci noi trebuie să ne purtăm curați pentru ca să putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu, pentru că spune că nimic neîntinat nu va intra acolo, pentru că atâta timp când noi nu ieșim din Babilon, nu vom putea ajunge niciodată acolo în Țara Sfântă. Și aș vrea să ieșim din Babilon pe această cale care este numită calea pocăinței. Aș vrea să ne pocăim, aș vrea să ne mărturisim păcatele lui Dumnezeu și aș vrea să o facem cu sinceritate, din toată inima. Haideți să ne rugăm! Thank you.
acum, când nu mai știu încotro să apuc. Acum, când nu mai cred că mai pot să lupt. Acum, când credința mi-e încercată. Să continuăm să ne rugăm, fără îndemnuri, fără altceva, ci ceea ce ți-a pus Dumnezeu în inimă în momentul acesta. Continuă să mizezi pe asta, continuă să te rogi, continuă să stai în părtășie cu Dumnezeu, continuă să-i spui Tatălui tău problemele tale. Hai să continuăm să ne rugăm, să mijlocim, să stăm în părtășia cu Domnul. Hai să intrăm în rugăciune.
iubită biserică, haideți să reocupăm locurile în prezența lui Dumnezeu, dar nu uitați, când reocupăm locurile, noi continuăm rugăciunea noastră, noi continuăm stăruința noastră. Vreau să mă încurajez, când tu continui să te lupți în rugăciune, Dumnezeu continuă în domeniul spiritual să se lupte pentru tine, să te ajute, să te ridice, să-ți dea ceea ce ai nevoie. De aceea, continuă să te închini lui Dumnezeu acolo unde ești. Haideți să continuăm să lăudăm pe Domnul. Ajute la asta, să purtăm numele lui Iisus într-un mod vrednic de El. Dragii mei, doar câteva scurte anunțuri pe care vrem să le aducem înaintea dumneavoastră, și anume privind programele din timpul săptămânii. Diseară ne întâlnim aici în Casa lui Dumnezeu la un timp de închinare ca și acesta de dimineață. De asemenea, marți, joi, duminică, duminică dimineața și seara ne întâlnim în Casa lui Dumnezeu. Și nu uitați, duminică seara avem timpul nostru dedicat evanghelizării. Împreună cu noi va fi un frate din Arad, Ciprian Mușat. Ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvânteze. Și nu uitați, o seară reușită de evanghelizare înseamnă ca nu doar un evanghelist să fie chemat, ci înseamnă ca Biserica lui Hristos, care e evanghelistă prin chemare, să-și facă lucrarea înainte de seara aceea. Dragii mei, dumneavoastră sunteți pionii principali. Pe dumneavoastră Dumnezeu vă poate folosi.
Pe dumneavoastră Dumnezeu vă poate folosi să chemați oameni din afară, să-i aduceți în biserică și printr-un predicator, printr-un om uns de Dumnezeu să predice Evanghelia, oamenii ăștia să fie puși în contextul în care să aibă viețile transformate. Dar lucrarea e a dumneavoastră, împreună ca biserică, e a noastră. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să facă ca acea seară să fie o seară binecuvântată, dar da, fiecare program e binecuvântat, de aceea vă provocăm. Haideți marțea la rugăciune, haideți joia la închinare, haideți duminică la biserică și aduceți pe cineva cu dumneavoastră. Întrăzniți să-i aduceți și marțea la rugăciune. Pentru că nouă nu ne este rușine de identitatea noastră penticostală. Noi suntem oameni ai rugăciunii, noi suntem oameni ai Duhului și ceea ce atrage este diferența, nu uniformitatea. Ceea ce atrage este diferența dintre noi. Noi suntem lumină. Și vă chemăm, haideți să fim împreună oameni care răspândesc lumina în orașul Ștei. De asemenea, dragii mei, nu uitați, dacă aveți nevoie de ceva, consiliere, învățătură biblică, dacă aveți nevoie de rugăciune, noi, biserica, echipa de conducere a Bisericii Speranța, vă punem la dispoziție niște mijloace, pe lângă mijloacele tradiționale. Da, există oameni cărora poate le este rușine să spună, frate, am nevoie de rugăciune. Poți să lași un biret anonim. Poți să lași un bilet anonim și când se adună un număr de bilete care pot fi aduse în fața bisericii, le aducem, vrem să le aducem în fața bisericii. Cele mai multe bilete au fost foarte personale, care trebuiau să se rezolve în cadre foarte personale, dar au fost și bilete pe care le-am citit, le-am amintit public. De asemenea, dragii mei, dacă aveți nevoie de ceva din cele patru lucruri care sunt scrise în biletul Conectează-te sau vrei să te implici ca voluntar, avem nevoie de voluntari. Biserica noastră va începe un proiect foarte frumos, mai ales în domeniul social. Țineți minte, am avut parte de vizita unui frate care a crescut la căminul de copii și care se ocupă în Oradea cu lucrare, cu oamenii străzii. Noi ca biserică împreună cu un grup de frați vrem să începem lucrarea asta, vă pregătim încă de pe acum, vrem să fim acolo, vrem să mergem cât mai des acolo, poate o dată pe lună, poate mai des. Deja gândiți-vă la asta surorilor, în special surorilor, dar și fraților și rugați-vă pentru asta. Dacă Dumnezeu vrea să vă implicați în lucrarea asta. De asemenea, sunt atât de multe lucrări în biserica noastră. Avem aproximativ 6 departamente, mijlocire, închinare, social, media, școală duminicală, ordine, primire, multe alte departamente. Vrei să te implici? Implică-te. Ai unde să te implici. Ai unde să te implici. Și vă încurajăm. Haideți să ne implicăm împreună. Dragii mei, de asemenea, nu uitați proiectul nostru Fă-l Cunoscut. Și vreau să vă mai aduc un anunț, da, ăsta nu e foarte confortabil. Nu uitați de susținerea pe care noi împreună ca biserică ne-am angajat să o facem. Susținerea financiară, cei 50 de lei. Noi banii aceia, da, ne îndreptăm foarte repede, ne îndreptăm dincolo de așteptările noastre spre împlinirea sau spre achitarea sumei datorate. Noi ne gândeam undeva poate în vara anului viitor, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și ajutorul implicării dumneavoastră ne grăbim. Deja termenul se tot scurtează și începem să plătim acea datorie și harul lui Dumnezeu și Dumnezeu să binecuvânteze. Și știți ce este frumos? Că atunci când oamenii lucrează împreună, Biserica lui Hristos se dezvoltă împreună și vrem să dezvoltăm biserica aceasta. Da, și zidurile, dar nu doar zidurile. Vrem să dezvoltăm biserica, să fie locul în care oamenii vin, locul în care oamenii interacționează cu Dumnezeu. Și toate facilitățile sunt pe cheltuiala noastră. Și noi suntem oamenii care fac locul ăsta frumos și fizic, dar și spiritual. Și Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia, Dumnezeu să vă răsplătească angajamentul și Dumnezeu să vă binecuvânteze viața. Dragii mei, doar anunțurile acestea le am de adus înaintea dumneavoastră. Vă invit acum să vă ridicați în picioare. Vrem să facem și colecta din duminica aceasta. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu binecuvântează și vreau să dați, exact cum zice Pavel în Corinteni, cât aveți în inimă, dați cu inimă largă, fără să vă pară rău și Dumnezeul Harului, Dumnezeul care e bogat în îndurare, să vă răsplătească El cum știe mai bine. După colectă, după ce cântăm, ne rugăm pentru fratele Adi Gruie să-l binecuvânteze Domnul, să-i dea cuvânt și nouă biserici o inimă deschisă. Domnul să lucreze în continuare.
Cel care, iată că în dragostea ei mare ne-a cuprins și în dimineața zilei de astăzi, pe fiecare în parte, ne-a călăuzit pașii spre locul acesta de întâlnire cu El și ne-a oferit posibilitatea fiecăruia de a veni înaintea Lui cu viața și cu starea noastră. Îi mulțumim că își putem să spunem fiecare cu toată tăria, până aici El a fost cu noi. Până aici El a vegheat asupra vieților noastre în chip minunat și, dacă suntem aici, dorim ca în continuare Dumnezeu să ne vorbească, Dumnezeu să stea de vorbă cu fiecare în parte și El să ne dea nouă o inimă deschisă pentru El și pentru cuvântul Său cel Sfânt. Înainte însă de a citi pasajul din Sfânta Scriptură pe care doresc să-l aduc înaintea dumneavoastră în dimineața zilei de astăzi, aș vrea să mai facem ceva. Apostolul Iacov în epistola sa, în capitolul 1, versetul 22, ne spune așa: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Și ce vreau să facem în continuare? Tocmai asta. Să fim împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Și la ce mă refer? Te rog să afișezi, dacă se poate, Psalmul 122, versetul 6. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Asta aș vrea să facem în următoarele momente, dragii mei. Avem această datorie să ne rugăm pentru poporul lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru Ierusalim. Ne cere Biblia asta, ne cere cuvântul lui Dumnezeu. Vedem pe toate canalele media ce se întâmplă acolo. Haideți să cerem ca mâna lui Dumnezeu să fie întinsă acolo în mod ocrotitor. Haideți să cerem pe Dumnezeu să lucreze El în chip minunat și voia Lui să se facă în toate. Deci așa cum stăm, haideți să facem această rugăciune. Doamne Tată Sfânt din ceruri, înaintea Ta și înaintea Sfințeniei,
Pentru cei ce aveți la dumneavoastră Sfânta Scriptură, vă invit să o deschideți împreună cu mine în pagina 590, Psalmul 67. Vom citi întreg psalmul. Este un cuvânt al lui Dumnezeu pe care aș vrea să-l aduc în această dimineață înaintea fiecăruia dintre noi. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Să facă să lumineze peste noi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre toate neamurile mântuirea ta. Te laudă popoarele, Dumnezeule. Toate popoarele te laudă. Se bucură neamurile și se veselesc. Căci tu judești popoarele cu nepărtinire și povățuiești neamurile pe pământ. Te laudă popoarele, Dumnezeule. Toate popoarele te laudă. Pământul își dă roadele. Dumnezeu, Dumnezeul nostru ne binecuvintează. Dumnezeu ne binecuvintează și toate marginile pământului se tem de El. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Sunt câteva săptămâni de când în acea parte a lumii a izbucnit acest conflict, acest război nedorit de nimeni, mai puțin de unii. Și nu prea mă uit la știri, pentru că din păcate sunt doar știri negative. Dar am prins așa o frântură la un moment dat și era mărturia unui tată evreu care tocmai își pierduse copilul undeva la 90 anișori. Ceea ce m-a marcat și m-a făcut să meditez un pic la viața asta, la cuvântul lui Dumnezeu, și în urma acestor lucruri să vin înaintea dumneavoastră cu ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă pentru dimineața zilei de astăzi, au fost cuvintele omului ăsta. Repet, un om care tocmai își pierduse copilul. Și spunea el așa, faptul că ne-am pierdut fetița este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Și când am auzit asta, m-am cutremurat. Cum adică? Să-ți pierzi copilul și să spui că e o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Și în mintea mea s-a născut întrebarea, oare eu am o percepție corectă din punct de vedere biblic despre ceea ce înseamnă binecuvântare? Și te îndemn și pe dumneata să spui această întrebare în dimineața zilei de astăzi. Ce reprezintă binecuvântarea pentru dumneata? Omul ăsta a avut tăria să spună lucrul acesta, pentru că el a continuat și a spus așa, e mai bine că a murit fetița mea decât să ajungă la inamicii noștri și să-și bată joc de ea și să o chinuie și să o tortureze. Vedeți, Dumnezeu, dragii mei, vede dincolo de ceea ce vedem noi. El vede dincolo de ceea ce noi cu ochii aceștia fizici putem să vedem. Și tocmai de aceea aș vrea ca în dimineața zilei de astăzi să privim în cuvântul lui Dumnezeu. Să vedem ce spune Sfânta Scriptură, Biblia, despre binecuvântare. Care este sursa binecuvântării? Care este semnificația binecuvântării? Și care este scopul binecuvântării? Din prisma lui Dumnezeu, din prisma cuvântului Scripturii. Noi ca și oameni, nu-i așa,
ne dorim să fim binecuvântați de Dumnezeu într-un mod deosebit. Ne rugăm pentru asta. Ne urăm unii altora lucrul acesta. De multe ori nu-i așa? Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Și facă Domnul ca binecuvântarea sa să fie peste viața fiecăruia dintre noi. Și este un lucru bun că ne rugăm unii pentru alții, că ne rugăm pentru binecuvântarea lui Dumnezeu. Se întâmplă însă că de multe ori vedem în jurul nostru oameni care confundă lucrurile. Și s-ar putea ca și noi, cei care spunem că îl cunoaștem pe Dumnezeu, cei care la un moment dat am răspuns chemării lui Dumnezeu la mântuire, să cădem în această cursă și să confundăm lucrurile. Sunt unii care cred că binecuvântarea lui Dumnezeu se rezumă la a avea o casă frumoasă, a avea un loc de muncă bun, a fi sănătos din punct de vedere fizic. Și spun ei, sunt binecuvântat de Dumnezeu. Sigur, sunt și astea binecuvântări care vin de la Dumnezeu. Sunt acele binecuvântări pe care noi le numim binecuvântări materiale. Și nu-i rău că vin și că le avem în viața noastră. Problema este însă că de multe ori ne concentrăm asupra lor ca și cum ar fi cele mai importante. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, dimpotrivă, vine și ne spune că alte binecuvântări sunt mai importante. Este vorba despre binecuvântările spirituale. Binecuvântarea lui Dumnezeu este mai mult decât partea materială. Binecuvântarea lui Dumnezeu este mai mult decât frumusețea fizică care trece. Binecuvântarea lui Dumnezeu este mai mult decât sănătatea pe care o avem. Binecuvântarea lui Dumnezeu este mai mult decât puterea pe care poate că o avem la un moment dat. Binecuvântările spirituale sunt mult, mult mai prețioase și mai valoroase decât binecuvântările materiale. De aceea, Mântuitorul nostru Iisus Hristos spunea să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate celelalte le vom primi pe deasupra. De aceea să ne întrebăm în dimineața aceasta fiecare dintre noi ce ne dorim mai mult pentru noi și pentru viața noastră. Să nu cumva să ne lăsăm amăgiți, dragii mei. Pentru că binecuvântările materiale sunt trecătoare, de o clipă. Pe când binecuvântările spirituale sunt veșnice, sunt eterne. Și să nu uităm un lucru extrem de important. Ne spune Sfânta Scriptură că la judecata finală, omenirea, umanitatea va fi împărțită simplu și clar în două tabere distincte, nu mai multe, doar două, blestemați și binecuvântați. Blestemați și binecuvântați. Și acolo, la acea judecată finală, cele mai deosebite, cele mai speciale cuvinte pe care cred eu că oricine și-ar dori să le audă, sunt acestea, pe care le regăsim în Matei, capitolul 25, versetul 34. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și facă Domnul ca fiecare din cei care suntem aici, în dimineața zilei de astăzi, să auzim aceste cuvinte deosebite în dreptul nostru. Pe de altă parte, cele mai cumplite cuvinte
pe care nimeni nu și-ar dori să le audă în ziua aceea, sunt cele despre care ne vorbește Sfânta Scriptură, Biblia, tot în Matei 25, versetul 41. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și zic: Doamne, păzește-ne Tu și dă-ne puterea de a fi treji și vegheatori. De a fi treji și vegheatori. Binecuvântarea și blestemul sunt opțiunile pe care Dumnezeu le pune în fața fiecărui om născut pe fața pământului. Le-a pus și le pune chiar și în această dimineață, în dreptul meu și în dreptul dumitale. Pentru că prin cuvântul Său cel Sfânt, Dumnezeu îmi spune mie și spune și dumitale în dimineața zilei de astăzi așa, Deuteronom 30:19. Iau azi cerul și pământul, martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Amin. Vedeți? Alegerea e la noi. Noi decidem ce facem, ce alegem. Și lucrul acesta se vede prin deciziile pe care le luăm fiecare în dreptul nostru. Dumnezeu să ne dea lumină, Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceea despre care vorbește Apostolul Iacov, înțelepciunea care vine de sus, să pătrundă în mintea fiecăruia dintre noi și atunci cu siguranță deciziile le vom lua în acord cu voia și cu planul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! De multe ori însă, dragii mei, pentru ca binecuvântarea să vină în viața mea și în viața dumitale, trebuie plătit un preț. Binecuvântările cele mai mari sunt rezervate doar oamenilor care nu se sperie de prețul pe care l-ar avea de plătit. Și când spun preț, nu mă refer la faptul că trebuie plătit cu bani. Asta nu înseamnă că ele ne sunt date pe bani. Aduceți-vă aminte că ne vorbește Biblia, Sfânta Scriptură, despre un om care a crezut că poate cumpăra cu bani binecuvântarea lui Dumnezeu. Și spune Apostolul: să pierd tu și banii tăi. Pentru a primi aceste binecuvântări, poate că de multe ori trebuie să ne lepădăm de noi înșine. Poate că pentru a primi aceste binecuvântări, de multe ori trebuie să renunțăm la confortul nostru, la planurile noastre, la voia noastră. Pentru că noi așa avem noi planurile noastre, avem noi voia noastră, avem noi confortul nostru. Dar s-ar prea putea ca Dumnezeu să spună, pentru ca binecuvântarea să curgă în viața ta, să vină în viața ta, renunță la confortul tău. Renunță. Întrebarea care se pune este: sunt gata să renunț? Ești gata să renunți? Să plătești prețul pentru binecuvântarea pe care Dumnezeu o are pregătită pentru tine? De aceea aș vrea să ne întoarcem la Psalmul 67 și, așa cum spuneam la început, să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem care este sursa binecuvântării. Versetul 1 din Psalmul 67 spune așa: Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Din acest verset, din aceste prime cuvinte din versetul 1, cred că fiecare dintre noi putem să identificăm care este sursa binecuvântării
Și aceasta este mila lui Dumnezeu. Spune psalmistul, Dumnezeu să aibă milă de noi. Și dacă Dumnezeu are milă de noi, ne binecuvintează. Sursa binecuvântării este mila lui Dumnezeu, adică acea atitudine pe care Dumnezeu o are față de mine și față de dumneata, față de starea mea și față de starea dumitale. Mila lui Dumnezeu s-a manifestat în viața fiecăruia din cei care am răspuns chemării lui Dumnezeu la un moment dat, atunci când am avut puterea să răspundem chemării lui Dumnezeu la mântuire. Mila lui Dumnezeu a fost acolo în dreptul fiecăruia dintre noi. Și dați-mi voie să citesc câteva versete din Epistola lui Pavel către Efeseni, să vedeți cum s-a manifestat mila lui Dumnezeu în dreptul nostru pe linia mântuirii. Și aici, înainte de a citi aceste versete, aș vrea să fac o precizare. Mila lui Dumnezeu trebuie să o cerem peste viețile noastre în fiecare zi. Să nu cumva să ne culcăm pe oreche să spunem mila lui Dumnezeu, am cerut-o atunci peste mine, Dumnezeu m-a binecuvântat, am răspuns chemării lui Dumnezeu la mântuire și gata. Avem nevoie de mila lui Dumnezeu în fiecare zi. Avem nevoie de mila lui Dumnezeu în fiecare clip a vieții noastre să fie manifestată în viața noastră. Binecuvântat să fie Domnul. Voi, spune Apostolul Pavel, erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acestea, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și la gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Asta a fost starea fiecăruia dintre noi. Și acum să vedeți mila lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, sau dacă vreți, care este bogat în milă, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, binecuvântat să-i fie numele. Mila lui Dumnezeu s-a manifestat în dreptul nostru în ceea ce privește mântuirea noastră, în ceea ce privește răspunsul nostru la chemarea lui Dumnezeu la mântuire. Această carte, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, scrisoarea de dragoste pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, abundă, este plină de exemple și texte în care ni se vorbește despre mila lui Dumnezeu. Și o să aduc în această dimineață câteva pasaje doar înaintea noastră în dimineața zilei de astăzi, să vedem modul minunat în care s-a manifestat mila lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. De multe ori spunem noi că noi, ca și răscumpărați ai lui Dumnezeu, ne asemănăm cu poporul Israel, nu-i așa? Așa cum pe ei Dumnezeu i-a scos cu mână tare din robia egipteană, și pe noi, pe fiecare în parte, Dumnezeu ne-a scos cu mână tare din robia păcatului. Corect? Bun. Se întâmplă însă un lucru cu israeliții. După ce Dumnezeu îi scoate cu mână tare din robia egipteană, Dumnezeu îl cheamă pe Moise pe muntele Sinai să-i dea tablele legii și ce face poporul? Se plictisesc la un moment dat și îi spun lui Aron, auzi, nu știm ce-i cu omul ăsta, cu Moise. S-a dus, nu mai vin. Hai și ne fă un vițel de aur să avem și noi Dumnezeul nostru, să ne închinăm înaintea lui. Și Aron adună aurul de la ei și face acel vițel, nu? Dumnezeu, care știe totul, care cunoaște totul, care vede totul, a văzut ceea ce au făcut israeliții și îi spune lui Moise, du-te
Scoală și pogoară-te, că poporul tău, îi spune Dumnezeu lui Moise, pe care l-ai scos din țara Egiptului, s-a stricat. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem eu. Și-au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe și au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Și acum aș vrea să vă întreb, ar fi fost îndreptățit Dumnezeu să-și manifeste mânia față de poporul care s-a răzvrătit împotriva lui? Cu siguranță că da. Dar uitați cum ni se prezintă Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Exod, capitolul 34, versetele 6 și 7. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Uitați cum se prezintă Dumnezeu. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor, până la al treilea și al patrulea neam. Amin. Mila lui Dumnezeu se arată în dreptul răzvrătiților. În Noul Testament, în Evanghelia după Luca, ne este prezentat acolo un pasaj care se citește des, de obicei, la evanghelizări. Pilda fiului risipitor. Acolo ni se prezintă un tată plin de milă și îndurare. Acest tată din această pildă nu face altceva decât să îl prefigureze pe Dumnezeul nostru atotputernic, binecuvântat să-i fie numele. Pentru că ne spune Sfânta Scriptură că acest tânăr s-a dus și a prăpădit tot ce luase din casa părintească. Dar are un moment de luciditate și spune Sfânta Scriptură așa: s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, ne este prezentat ca și păstorul căruia îi se face milă de oile necăjite și risipite. Evanghelia după Matei, capitolul 9, începând cu versetul 35, Sfânta Scriptură spune așa: Iisus străbătea toate cetățile și statele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, uitați din nou, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. I s-a făcut milă de el, pentru că el este păstorul minunat, binecuvântat să-i fie numele, care are milă de oile necăjite și risipite. De asemenea, ne este prezentat Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca și medicul suprem care are milă și îndurare de cei bolnavi. Matei, capitolul 14, versetul 14, ne spune Sfânta Scriptură așa: când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare, i s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Mila aceasta s-a manifestat în dreptul celor bolnavi, în dreptul celor în suferință. El,
Pe de altă parte, ne este prezentat ca și împăratul care are compasiune, căreia îi pasă, care are milă de cei flămânzi, de cei care nu au ce să mănânce. Matei, capitolul 15, versetul 32, este vorba despre acea a doua înmulțire a pâinilor și ne spune Sfânta Scriptură așa că Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Dumnezeul nostru ne binecuvintează datorită milei Lui. Și de aceea spuneam mai înainte că noi trebuie să cerem mila, îndurarea lui Dumnezeu peste viața noastră în fiecare zi. Pentru că s-ar putea, dacă nu facem asta, să cădem în cealaltă extremă și să avem impresia că ni se cuvin. Mi se cuvine ca Dumnezeu să mă binecuvinteze cu sănătate. Mi se cuvine ca Dumnezeu să-mi fie sprijin și ajutor. Mi se cuvine ca Dumnezeu să fie cu mine și de partea mea. Oare? Oare chiar așa să fie? Dacă Dumnezeu nu-și arată mila și îndurarea, oare ce am fi fiecare dintre noi? De aceea, în continuare, aș vrea să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum arată, prin ceea ce ne vorbește Biblia, cum arată omul care beneficiază de mila lui Dumnezeu? Cum arată omul acesta? Pentru că este extrem de important, dragii mei, încă de la început, să subliniem un lucru, că doar cei care conștientizează starea lor, doar cei care își asumă condiția pe care o au, aceea de vrednici de milă înaintea lui Dumnezeu, vor beneficia de milă. Marcu, capitolul 2, versetul 17. Uitați ce spune Sfânta Scriptură. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor. Și dacă vreți să parafrazăm, nu cei care cred că nu au nevoie de mila lui Dumnezeu vor primi mila lui Dumnezeu. Fariseul de la templu, dragii mei, ne spune Sfânta Scriptură că mai degrabă se considera vrednic de laudă decât vrednic de milă. Și pentru că a avut această atitudine, cum s-a întors de la templu? Ne spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelia după Luca, capitolul 18. Haideți să vedem ce spune Sfânta Scriptură. Luca, capitolul 18, versetul, începând de la versetul 9. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de 2 ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Vedeți? Îndreptățirea pe care el și-o face. Vameșul, pe de altă parte, spune Biblia că stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și acum aici aș vrea să întreb ceva. Mai greșim noi înaintea lui Dumnezeu? Mai păcătuim noi înaintea lui Dumnezeu? Așa e că mai facem, din păcate. Și atunci, atitudinea care trebuie să avem, care ar trebui să fie? Nu ca a vameșului, și să zicem: Dumnezeule, ai milă de mine,
ai milă de mine. Și acum uitați concluzia acestei pilde. Eu vă spun, zice Iisus, că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat, lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Beneficiarul milei lui Dumnezeu, dragii mei, pe de altă parte, este un om fără orgoliu. Și nu e așa că de multe ori lăsăm noi ca orgoliul nostru să iasă la suprafață. Este un om fără orgoliu care nu poate fi ofensat. Ca femeia cananeancă, care ne spune Sfânta Scriptură că se înfățișează înaintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu problema ei. Și când am citit pasajul acesta, m-am gândit la viața mea și la starea mea. Cum aș fi reacționat eu? Și te întreabă și dumneata în dimineața zilei astăzi, cum ai fi reacționat să auzi că ți se spune că ești de fapt un cățel? Iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el, către Iisus. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fiică mea este muncită rău de un drac. El nu i-a spus niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor, dă-i drumul că strigă după noi. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea, spune Biblia, a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Și femeia aceasta parcă nici n-aude că este asemuită cu un cățel și spune, da, Doamne, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Și pentru că ea nu s-a ofensat, pentru că ea nu s-a supărat că a fost asemuită cu un cățel, ne spune Sfânta Scriptură că mila lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu a venit peste viața ei. Atunci Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. A beneficiat de ceea ce a cerut Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că e așa începe, ai milă de mine, Doamne, a beneficiat de mila lui Dumnezeu pentru că nu s-a ofensat, pentru că nu s-a supărat. Beneficiază de mila lui Dumnezeu, pe de altă parte, cei care strigă înspre Dumnezeu, așa cum odată o făcea orbul Bartimeu, neținând seama de părerile celor de lângă ei, și el știa una și bună, că are nevoie de mila lui Dumnezeu, că are nevoie de intervenția lui Dumnezeu, pentru că doar el știa oful inimii lui. Și în Evanghelia după Marcu, în capitolul 10, începând cu versetul 46, ni se relatează această vindecare miraculoasă pe care Iisus Hristos o face în dreptul orbului Bartimeu. Pentru că spune Biblia că el stătea acolo la marginea drumului și cerea de milă, dar a auzit că pe acolo trece Iisus din Nazaret și a început să strige cu o rugăciune deranjantă pentru ceilalți. Dar el știa că poate că este ultima lui șansă. A început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Vedeți, din nou cere mila, cere îndurarea lui Dumnezeu peste viața lui. Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, fiul lui David, ai milă de mine! Iisus s-a oprit și a zis, chemați-l! Au chemat pe orb și au zis, îndrăznește, scoală-te că te cheamă. Orbul și-a căpătat, și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și a zis, ce vrei să-ți fac? Rabunii, i-a răspuns orbul,
să capăt vederea. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Beneficiază de mila lui Dumnezeu omul care își conștientizează starea în care se află și realizează că de unul singur nu poate să facă nimic. Așa cum odată a conștientizat fiul risipitor și a dat seama și a venit în fire, spune Biblia, și a venit în fire. Și poate că sunt aici suflete care au rătăcit prin hățișurile lumii acestea. Eu mă rog ca Dumnezeu să le dea puterea să-și vină în fire și să ia decizia înțeleaptă de a se întoarce acasă ca fiul risipitor. Pentru că Dumnezeu este Cel care are milă. Aș vrea aici însă să fac o observație extrem de importantă. Toate aceste lucruri despre care am vorbit până acum trebuie făcute atâta vreme cât omul trăiește în trup pe pământul acesta. Să nu aștepte să ceară mila lui Dumnezeu, îngăduința lui Dumnezeu după ce trece din viața aceasta. Pentru că atunci nu se mai poate. E prea târziu. Și în sensul acesta avem noi acea pildă a bogatului nemilostiv care n-a avut timp. N-a avut timp să-și analizeze viața. N-a avut timp să ceară mila și îngăduința lui Dumnezeu peste viața lui cât a trăit pe pământ. Dar când a ajuns acolo în focul Ghenei și a înălțat privirea și l-a văzut pe săracul Lazar în sânul lui Avram, a cerut milă. Doar că era prea târziu. Beneficiarul milei lui Dumnezeu. Nu știu, nu v-ați întrebat, m-am întrebat la un moment dat, la modul foarte serios, și aș vrea să te provoc și pe dumneata să te întrebi. De ce m-ar binecuvânta Dumnezeu pe mine cu sănătate? Sau pe dumneata? De ce m-ar binecuvânta Dumnezeu pe mine cu bunuri materiale? Sau pe dumneata? Beneficiarul milei lui Dumnezeu, dragii mei, după ce primește milă din partea lui Dumnezeu, trebuie să-și arate recunoștința față de Dumnezeu. Și eu și dumneata trebuie să ne arătăm recunoștința față de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și pentru viețile noastre. Așa cum a făcut acel lepros dintre cei 10, ne spune Sfânta Scriptură că doar unul singur se întoarce să-i mulțumească lui Dumnezeu. Aș vrea să te întreb în dimineața zilei de astăzi, când ai mulțumit ultima dată lui Dumnezeu pentru milă și pentru harul și pentru bunătatea și îndurarea și binecuvântarea pe care le-a revărsat peste viața ta? Pe de altă parte, cei care beneficiază de mila lui Dumnezeu, de harul și de îndurarea lui Dumnezeu, trebuie să arate și el la rândul său milă față de cei de lângă el, care poate că au o stare mai slabă decât a lor. Nu ca robul nemilostiv din pildă. Vă aduceți aminte de acea pildă despre care ne vorbește Evanghelistul Matei în capitolul 18. Acel rob care are o datorie mare, are o datorie mare la stăpânul său. Și atunci când stăpânul său îi cere socoteală și pentru că nu avea cum să plătească acea mare datorie de 10.000 de galbeni, stăpânul spune, nicio problemă, o să-l vindem pe el, o să-i vindem nevasta, copiii și tot ce are, ca să-mi recuperez paguba.
Și robul acesta, ne spune Sfânta Scriptură, că s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiem și îți voi plăti. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Mă pun eu și pune-te și dumneata în postura acestui rob. Și mie Dumnezeu mi-a iertat datoria și dumitale Dumnezeu ți-a iertat datoria. Și acum, ce fac mai departe? Și ce faci dumneata mai departe? Uite, așa a făcut robul ăsta. Robul acela, care tocmai primise iertare pentru datorie de 10.000 de galbeni, a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Atitudine. Eu mă rog ca Dumnezeu să ne păzească să avem o astfel de atitudine. Atunci stăpânul, înștiințat fiind de tovarășii lui de cele întâmplate, a chemat la el pe robul acesta și a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Noi suntem beneficiarii milei și îndurării lui Dumnezeu. Și Biblia mă învață în dimineața zilei de astăzi că la rândul meu trebuie să fiu milostiv și dumneata la rândul dumitale trebuie să fii milostiv. Beneficiarul milei lui Dumnezeu este gata, sau dacă vreți, trebuie să fie gata să mărturisească celor din jur despre modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în viața lui. Și aici se naște o mare întrebare. Ce facem noi? Îl mărturisim pe Dumnezeu? Spunem celor de lângă noi despre modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră? În Evanghelia după Marcu, în capitolul 5, ni se relatează acolo vindecarea unui îndrăcit. Și după ce Iisus Hristos își manifestă mila și îndurarea în dreptul acestui om, ne spune Sfânta Scriptură că omul acesta a început să roage, să lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, spune Sfânta Scriptură, ci i-a zis: du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-am făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus. Și toți se minunau. Omul acesta a beneficiat de milă și de îndurarea lui Dumnezeu și n-a putut să tacă, ci s-a dus și a spus și altora. Întrebarea este: noi am beneficiat de milă și de îndurarea lui Dumnezeu în viața noastră? Și de câte ori, nu-i așa? De câte ori am spus altora despre modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră? Eu zic: Doamne, ajută-ne! Ajută-ne să putem să spunem despre modul minunat în care Tu ai lucrat. Prin urmare, dragii mei, noi avem șansă la binecuvântare numai și numai datorită milei lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Spuneam că în dimineața aceasta aș vrea să privim în Sfânta Scriptură și să vedem care este sursa binecuvântării și am văzut că sursa binecuvântării este mila lui Dumnezeu. Aș vrea acum să privim în Sfânta Scriptură și să vedem care este semnificația sau, dacă vreți, esența binecuvântării. Și ne întoarcem la Psalmul 67 și să vedem ce ne spune în continuare cuvântul lui Dumnezeu. Același verset 1, dar voi citi partea a doua.
prima parte spune așa cuvântul lui Dumnezeu: Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, deci sursa binecuvântării. Și acum uitați care este semnificația sau esența binecuvântării: să facă să lumineze peste noi fața Lui. Binecuvântat să fie Domnul. Esența binecuvântării o reprezintă fața lui Dumnezeu luminând peste noi. Acest verset, dacă privim bine la el și cei care citim Biblia, ne dăm seama că este inspirat din modelul de binecuvântare pe care Dumnezeu l-a dat lui Moise ca să fie rostită peste poporul Israel. Deci acest verset este inspirat din modelul pe care Dumnezeu l-a lăsat. Numeri, capitolul 6. Uitați, este un pasaj pe care noi de obicei îl folosim când? La binecuvântarea de copii. Dar uitați ce spune acest pasaj din Biblie. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pace. Astfel să pună numele Meu peste cine? Peste copiii lui Israel. Și Eu, zice Domnul, îi voi binecuvânta. Vedeți? Acest verset 25 din numer 6 spune: Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine. Și acest verset este preluat în Psalmul 67. Valoarea acestei rugăciuni constă tocmai în faptul că ne-a fost dată, ne-a fost lăsată direct de Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui Moise această rugăciune. Cum putem înțelege noi astăzi, creștinii anului 2023, lucrul acesta? Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră câteva pasaje din Biblie. Dumnezeu îl cheamă pe Moise pe muntele Sinai pentru a-i da tablele legii. Și când coboară de pe munte, ne spune Sfânta Scriptură că se întâmplă ceva. Exod, capitolul 34, versetul 29. Moise s-a pogorât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se pogora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. Aaron și toți copiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feței lui strălucea și se temeau că să se apropie de el. Moise i-a chemat, Aaron și toți fruntașii adunării s-au întors la el și el i-a vorbit. După aceea, toți copiii lui Israel s-au apropiat și el i-a dat toate poruncile pe care le primise de la Domnul pe muntele Sinai. Când a încetat să le vorbească, și-a pus o maramă pe față. Fața lui Moise strălucea pentru că el fusese în prezența lui Dumnezeu. Iar apostolul Pavel preia această imagine și ne vorbește în a doua sa epistolă către Corinteni, începând cu capitolul 3, începând cu versetul 7, sunt câteva lucruri extrem de importante pe care trebuie să le înțelegem, dragii mei, noi ca și copii ai lui Dumnezeu. Acum, spune el, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire? Și în privința aceasta, ce a fost slăvit nici n-a fost slăvit, din pricina slavei care o întrece cu mult.
În adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător. Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală și nu facem ca Moise, care își punea o maramă peste față pentru ca fiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos Iisus Domnul, binecuvântat să-i fie numele. Da, până astăzi când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor, dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului, binecuvântat să fie numele Lui. Care este esența binecuvântării, dragii mei? Ca fața lui Dumnezeu să lumineze peste noi. Și zic, Doamne, privește Tu în bunătatea Ta înspre fiecare suflet prezent aici în dimineața zilei de astăzi. Și în ultimul rând, care este scopul binecuvântării? Sau, dacă vreți, de ce este bine să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste viața noastră? Psalmul 67 continuă și spune așa, versetul următor. Primul verset, Dumnezeu să aibă milă de noi, să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui. Iar versetul 2, uitați ce spune. De ce binecuvântare? Ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre toate neamurile mântuirea ta. Ăsta e scopul binecuvântării. Să facem de cunoscut lumii calea lui Dumnezeu și mântuirea pe care El o dă în dar tuturor celor care se întorc cu toată inima spre El. Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne binecuvintează, dragii mei, nu pentru a ține binecuvântarea doar pentru noi, ci ca să fim o binecuvântare pentru alții. Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut calea mântuirii și ți-a făcut de cunoscut calea mântuirii, nu doar ca să fiu eu bine în relația cu El și să fii bine în relația cu Dumnezeu, ci trebuie la rândul nostru să vorbim despre această cale a mântuirii celor de lângă noi. Ăsta e principiul de lucru al lui Dumnezeu cu oamenii. Poate veți spune, de unde asta? Genesa, capitolul 12. Haideți să vedeți ce ne spune Sfânta Scriptură. Principiul lui Dumnezeu de a lucra cu omul în ceea ce privește binecuvântarea. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Ce facem noi cu binecuvântarea pe care Dumnezeu o revarsă peste viețile noastre? Dragii mei, să știți că Dumnezeu ne binecuvintează cu un scop. La Dumnezeu nimic nu este la voia întâmplării.
Și binecuvântarea pe care El o revarsă peste viața mea și peste viața dumitale are un scop. Dumnezeu așteaptă ca eu să fiu împreună lucrător cu El și așteaptă și de la dumneata lucrul acesta. Și uitați ce spune Apostolul Pavel, scriitului celor din Corint. De aceea, capitolul 4 din 2 Corinteni, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșuguri și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Și acum, căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. Noi suntem robii voștri pentru Iisus, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Ce facem cu binecuvântarea pe care Dumnezeu a revărsat-o și o revarsă peste viețile noastre? Cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și bine facem că cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și am văzut că sursa binecuvântării este mila lui Dumnezeu și am văzut că esența binecuvântării este fața lui Dumnezeu strălucind, luminând peste viețile noastre, peste fețele noastre și am văzut că scopul binecuvântării este acela de a face de cunoscut celor de lângă noi calea lui Dumnezeu și mântuirea lui Dumnezeu și continuă Psalmul 67. Și uitați ce spun. Pentru că noi facem ceea ce trebuie să facem, ceea ce Dumnezeu așteaptă să facem, se vor petrece câteva lucruri extraordinare. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare, în Psalmul 67. Te laudă popoarele, Dumnezeule. Toate popoarele te laudă. Se bucură neamurile și se veselesc, căci tu judești popoarele cu nepărtinire și povățuiești neamurile pe pământ. Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele te laudă, pământul își dă roadele. Dumnezeu, Dumnezeul nostru ne binecuvintează. Dumnezeu ne binecuvintează și toate marginile pământului ce fac? Se tem de El, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să închei aducând înaintea noastră câteva întrebări, acum la finalul acestui mesaj. Și prima dintre ele sună așa: cât de bine cunosc, cât de bine cunoști calitatea lui Dumnezeu de a fi plin de milă? Meditează la lucrul ăsta. O a doua întrebare: avem noi umilința omului vrednic de milă? Viața noastră demonstrează că am beneficiat de mila lui Dumnezeu. Ce binecuvântări ne preocupă mai mult? Binecuvântările acestea trecătoare, materiale, sau binecuvântările spirituale, cele care sunt veșnice? Cu câtă responsabilitate ne îndeplinim mandatul propovăduirii Evangheliei lui Hristos prin viața noastră trăită pe pământul acesta? Știți că ochii celor de lângă noi sunt îndreptați asupra noastră. Cât de responsabili suntem în propovăduirea Evangheliei prin trăire?
Și nu în ultimul rând, câți oameni au ajuns să fie binecuvântați prin viața noastră? Sunt câteva întrebări la care poate că ar fi bine să medităm fiecare dintre noi. Și eu mă rog ca Dumnezeu să aibă milă de noi. Pentru că dacă El are milă de noi, așa cum spune Biblia, binecuvântarea va veni peste viețile noastre. Și cred că niciunul dintre cei care suntem aici în dimineața asta nu spunem că nu vrem binecuvântarea lui Dumnezeu peste viețile noastre. Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu. Dorim ca Dumnezeu să-și facă numele de slavă în viețile noastre. Dar totodată să nu uităm că Dumnezeu ne binecuvintează ca și noi la rândul nostru să fim o binecuvântare pentru alții. Și zic, Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Dragii mei, haideți că acum la terminarea acestui program, după ce am ascultat acest mesaj, haideți să ne gândim în picioare și să începem să mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care le-am primit. Haideți mai apoi să rugăm pe Dumnezeu să continue să ne binecuvânteze, să-și arate mila față de noi și după aceea să rugăm pe Dumnezeu ca prin binecuvântările care le lasă peste noi, care au un scop, să putem să îi binecuvântăm pe ceilalți. Nu știu cum te va binecuvânta Dumnezeu, nu știu cât de binecuvântat ești de Dumnezeu, dar știu că atunci când Dumnezeu revarsă în viața ta ceva, acea revărsare trebuie să fie și spre ceilalți și hai să ne rugăm în această dimineață, mulțumindu-i și rugându-L ca tot ce pune în noi să poată fi spre gloria și slava Lui. Haide să mulțumim, să ne rugăm, să cerem.